Bună ziua, bună ziua! Traia mă numesc la surprize, surprize Tulcea. Doamna Aurica, da? Doamne, haideți mai după dumneavoastră. Doamne, cu fața stâmpile, stai, stai, mamă, dragă, stai, mă nebunit în direct. Haide, mama mea, ia bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Da, mama, e cu ce-am eu. Rămâneți pe loc, stimată doamnă. Rămâneți pe loc, vă rog. Din câte am înțeles noi, doamna Aurica, astăzi, dumneavoastră, ați mai întinerit cu un an. Rămâneți pe loc. Da, rămân, dar și mei. Avem pe dumneavoastră că astăzi, datorită faptului că mai adăugați un trandafir la buchetul vieții, da? Mai exact împliniți frumoasa vârstă de 66 de ani. 66, da? 66 ca la tablă, dar bun. Dacă dai un 66, da. E bine. Cu această ocazie, cineva care vă iubește și vă stimează enorm de mult și nu poate să fie azi alături de dumneavoastră, în această zi minunată, a dorit ca prin intermediul nostru să vă ureze un călduros la mulți ani. Bănuiți dumneavoastră cam cine ne-a trimis pe noi? Păi nu bănuiesc, că n-am cine. Băieții, copiii mei nu-s acasă. Păi n-am soră. Pentru a vă ajuta, avem o dedicație muzicală care o să vă ajute să vă dați seama. Avem și ceva dulce, un aranjament floral, o șampanie. Dar mai întâi, de toate, să ascultăm melodia, să vedem ce vrea ea să ne transmită. Cine? Ia să vedem.
iubită mamă. Siguranță, doamna Aurica, melodia a spus totul. Mai avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Da. Un mesaj scris cu dragoste și dor, care zice cam așa. Dragă mamă, o să-ți rămân dator toată viața pentru nopțile tale nedormite și grija pe care mi-o porți. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ești alături fără să cer ceva în schimb. Astăzi, de ziua ta, să zâmbești mult, să ți se îndeplinească visele, iar îngerul păzitor să te protejeze mereu. Norocul să-ți viziteze casa, fericirea să-ți fie fără limite, iar Dumnezeu să fie milos cu tine. Eu te respect, te iubesc și îți mulțumesc pentru ceea ce sunt astăzi. Cu multă dragoste... Daniel și Natalia, îți dorim mulți ani sănătoși. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult de tot. Mai avem pentru dumneavoastră, surprizele nu se termină aici. Din partea lui nepotului Laur și a nepoatei Alina, un mic dar. Dacă doriți să le transmiteți ceva, puteți să o faceți, că cu siguranță va vedea filmarea. Dacă nu este în live cu noi acum, cu siguranță va vedea filmarea. Le mulțumesc frumos și să le spun că îi iubesc foarte mult pe toți. Și mulțumesc de suflet. Să facem în sănătatea dumneavoastră și a întregii dumneavoastră familie un la mulți ani. Pe această cale și noi, surprize, surprize, Tulcea, vă dorim un călduros la mulți ani, da, cu fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, da, alături de cei dragi dumneavoastră și nu în ultimul rând, multă, multă sănătate, că e mai bună și decât toate. Și mulțumesc foarte mult surpriza care mi-a făcut-o către mine și în capul pe mine. Pe această cale le mulțumim și la toți ochișorii care au fost aici în live și care v-au urat în număr foarte mare, un călduros la mulți ani. Le dorim și lor multă, multă sănătate și toate cele bune. Doamne ajută! Mulțumesc din suflet, mulțumesc mult de tot!